Acest program vă este oferit de Superbet. Bine ați venit la Badabanu, vă spun Radu Buzeanu și Mihai Mironică. S-au strâns iarăși niște subiecte pe care inevitabil am ajuns să ne ciondănim și atunci am zis să transpunem această ciondăneala noastră și aici în fața dumneavoastră. Vă invităm să vă spuneți părerea, să vă poziționați legat de aceste chestiuni care pe noi ne frământă. Dacă aveți comentarii în favoarea mea, altfel puteți să țineți în dumneavoastră. Da, inevitabil comentariile vor fi în favoarea ta, pentru că senzația mea este că tu iei pozițiile mai populiste, ca să zic așa. De am exemplu, început cu jignirile și nici nu am dat drum. De exemplu, se întâmplă această succesiune dubioasă, spune, de evenimente, incredibilă, aș merge chiar mai departe. Avem un gol marcat de cei de la Paul Iași în deplasare cu FCU Craiova în aceste zile. Nu să-ți vină să crezi ce a putut să facă. Și din nou, da. VAR-ul a comis-o înfiorător. Ni se spune că nu, că a fost judecată corect, dar nu ni se dă nicio dovadă că ar fi fost judecată corect. Adică nu vedem nicăieri, așa cum s-a întâmplat în cazul acelui gol despre care ni s-a spus, nu, a fost corect golul marcat de Luis Munteanu cu FCSB. Dar cei de la Comisia Centrală de Arbitri, după ce au spus lucrul acesta, nu au venit și cu dovada să ne arate, bă, uite, a fost în poziție regulamentară lui Munteanu. Domnule, acum ni se spune despre golul de la Iași, da, că a fost anulat în mod corect. Însă liniile au fost trase înfiorător iarăși. Și senzația mea este că acel gol a fost anulat incorrect și că cu acel gol Paul Iași, după părerea mea, ar fi trebuit să câștige meciul de la Craiova. Și în același timp vedem că iarăși, după o decizie incredibilă, îngrozitoare, celor de la Hermannstadt li se anulează un gol în partida cu Dinamo și vedem cum Dinamo obține, a spune, incorect. Păi nu, aici te și așa susțin și cei de la Hermannstadt. Nu putem să dăm aici fake news-uri, domnul Mironic. Nu se poate. Se urmărește în număr mare și foarte grave. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Nu poți să spui că a fost. Păi, în primul rând, n-a intrat mingea în poartă. Nu știi că a intrat mingea în poartă. Nu s-a tras linia, apropo de linie, nu știm că a trecut linia, da, mingea. Ok, nu avem această certitudine, deși mi se pare că a intrat mingea în poartă. Mai degrabă pare că a intrat mingea în poartă. Dar aici vine o problemă foarte gravă. Faptul că golul nu a fost acordat celor de la Hermannstadt, nu pentru că n-ar fi intrat mingea în poartă, ci pentru că ar fi fost offside. Și atunci când vezi aceste decizii înfiorătoare luate, fără consultarea monitorului, fără de către arbitru central și așa mai departe, nu poți să nu te duci la gândul că iarăși Dinamo iese beneficiară din această etapă, într-un mod, incorrect. Și sport aici, fii atent, deci a câștigat meciul cu Hermannstadt, deși eu zic că n-ar fi trebuit să-l câștige. Da. Paul Iași nu a câștigat meciul de la Craiova, deși ar fi trebuit să câștige. Și iată cum o diferență uriașă de 4 puncte este topită de Dinamo din aceste două greșeli de arbitraj. Păi da, vezi că acum în felul ăsta noi stabilim că beneficiarul e Dinamo, dar în partea cealaltă beneficiarul a fost Craiova, de exemplu. Unul la mână. Doi la mână. Dar trebuie să luăm o imagine de perspectivă. În imaginea de perspectivă a clasamentului Dinamo față de Paul Iași și îmi tot răspund în cap aceea afirmația lui Mihai Bordeanu, jucător, da, de la Paul Iași, care a văzut foarte multe, a jucat la CFR Cluj, a jucat în locuri deosebite din fotbalul nostru și a zis: toată lumea ne vrea jos, vor să o scape pe Dinamo. Întotdeauna, păi și Dinamo avea același gen de retorică, domnule, toată lumea vrea jos cu Dinamo, toți au acest gen de victimizare care nu are nicio noimă. Acum, dacă stai să te uiți în tur, Dinamo a fost crunt dezavantajat asta. Dacă vezi greșelile de arbitraj din tur, pe alea nu le vedem. Acum tragem o linie. Hai să tragem o linie și la tur și retur și să vedem chestia asta. Unul la mână, doi la mână sau trei la mână, la cât am ajuns, trei la mână. La meciul pe care îl invoci acum cu Hermannstadt, e vorba doar de faptul că, domnule, a fost offside, dar nu s-a anulat un gol. Tu ai spus că s-a anulat un gol. Păi n-a fost gol, nu știam că a fost gol. Deci nu s-a pus problema de gol. Să cred că a fost gol și îți aduc aminte că în urmă cu foarte puțin timp farului i s-a acordat un gol pentru Victorie, nu mai știu, cu Șepși și parcă, da, într-o fază în care era și mai neclar golul și totuși golul i s-a acordat farului. Da. Vedem așadar că farului i se acordă acel gol și se acordă acea victorie și celor de la Hermannstadt, da, care ar fi încurcat-o pe Dinamo să obțină măreața victorie, acum apare că nu i se acordă ce golul. Ce se produce în România e din cauza, domnule, ori și făcut ăștia acum o alianță la guvern tocmai pentru a distrage atenția de la aceste discuții cu Dinamo. Că deși tu deci zici pare că ai vrut să te duci undeva cu gluma foarte departe,
Nu ești chiar așa de departe, pentru că guvernul are legături tot mai mari cu Dinamo, pentru că se vorbește în spațiu public răspicat despre Uniunea, care urma să fie creată chiar din sezonul viitor. Și ministerul n-ar vrea, guvernul respectiv, să intre cu o echipă în Liga a doua. S-a plecat de la ideea că Dinamo e deranjată crunt, sau mă rog, e ajutată crunt invers, e ajutată crunt de echipele adverse care nu joacă, care pare că sunt într-o stare de non-combat cu Dinamo. Și era exemplu Faru. Și domnule, uite-te și tu, echipă precum Faru, uite. După aia vezi ce traiectorie a avut Faru și îți dai seama că n-a avut nicio legătură cu meci cu Dinamo, că așa joacă el, ca bagul cu Becali, așa dansez eu. Așa era Faru, unul la mână, doi la mână. După aia Oțelul Galați, păi a ajuns la spital, Dorinel Munteanu, i-a nenorocit pe Dinamo Viști, a încercat, s-a luptat, a făcut adres. Deci nu poți să argumentezi ideea non-combatului când vezi că era să moară Dorinel Munteanu, numai să piardă Dinamo. No, eu nu merg la acest meci. La alte meciuri am mers, într-adevăr, pe această idee a adversarilor moi. Păi, clar, că pentru Dinamo. Hermannstadt aseară a fost prăpăd. Uite-te și tu. E o luptă cu Dinamo. Dar, pe de altă parte, aș vrea să-ți aduc aminte că pentru Dinamo s-a mers până la modificarea numărului de competitoare în prima ligă din România în timpul sezonului. Domnule, și stai un pic, deci, în 1956, dacă te aduci aminte. Nu, 1956, de un azi. Păi ce de un azi? Sezoanele trecute. Sezoanele de acum înainte 5 de a retrogradat, să retrogradezi. Acum de curând, nu. Da, doamne, vorbim acum, în momentul ăsta. S-au mai schimbat lucrurile de atunci. Pe de altă parte, trebuie să mai luăm în discuție și mediocritatea arbitru. Noi plecăm de la ideea că oamenii ăștia de la VAR, dar nu știu ce, niște competenți care greșesc intenționat, că altfel... Domnule, e o mediocritate a arbitrajului în România infernal, e un infern al mediocrității. Adică în momentul când vorbim, păi da, alocăm prea puțin timp vorbind despre mediocritatea arbitrilor, când, ca să vorbim despre mediocritatea jucătorului. Dar de ce nu ne-am gândit că și arbitrii sunt la nivel nu de mediocritate, la același nivel cu jucătorii? Asta ar fi o scuză convenabilă pentru arbitrii. Păi nu e convenabil, e pur și simplu ce când vedem. Mingea, când se semnalizează offside, când mingea vine de la dintr-un jucător de la Dinamo la unul de la Hermannstadt și se semnalizează offside la acel jucător, este pe față. Este pe față, nici măcar nu încearcă să se mai ascundă. Când de asemenea golului de la Paul Iași îi se trage ultimul apărător linia la piciorul din interiorul terenului și nu la piciorul domnule, care se mai aproape cu, de poartă. De acord cu tine, dar deci doar cu mențiunea că, deja este pe că față. Dacă greșelile acestea s-ar fi produs doar în sfera lui Dinamo, am fi zis, dar domnule, așa, dacă vedem că se produc non-stop greșeli, într-una se produc greșeli, deci practic la arbitraj trebuie să vezi mai degrabă când nu a fost un meci viciat. Eu am spus că Dinamo are monopolul. Nu, dar stai o secundă, înseamnă că așa e sunt cei. Domnule, eu rămân la bancul ăla, nu doamnă, nu dansez așa, merg eu. Deci așa merg arbitrii, ăștia sunt arbitrii, niște mediocri, niște mediocrități infernale. Păi te uiți că au varul ăla acolo, domnule, stau oamenii acolo mobilizați pe varul, pe ecranele alea. Eu nu acept această explicație cu mediocritatea, așa, nu. Înțeleg adică nimic. Noi toți vedem la televizor ceva, ne dăm seama că ceva neregulă. Păi asta spun. Și vin arbitrii și spun altceva, știi nu, aia nu mai e mediocre. Când se lasă de arbitraj și ori devin manager de echipe de fotbal și atunci ai văzut cum este ăsta. Balaj, păi are vezi și o somitate așa când vorbe când apare. Domnule, deranja cumva. Ori când devin analiști, uite, de exemplu ăsta la altul de analizează acum Avram, domne, are o capacitate de griji. Bă, dar de ce nu l-am băgat în teren pe Avram să arbitreze? E păcat de el, băiat. Uite de ce bine le știe. Deci acum când îl scoți din teren... Nu cred asta cu mediocritatea, pentru că există și sistemul VAR acum, care să te salveze. Doamne, trebuie să terminăm cu nenorocirea asta. Deci la noi, domnul Mironică, uitați ce se întâmplă. Nu am studiat povestea asta cu VAR. Este VAR în opinia ta? Deci la noi nenorocirea este să arbitra mai bine înainte de VAR. Deci acum cu VAR-ul, da, se mai și pierde timp. Deci ne mai ia și putem timp să, nu putem să blamăm un nu sistem. Nu putem să ne bucurăm de goluri. Pentru că sistemul este operat tot de oameni. Nu putem blama ba un da, sistem. Putem să blamăm sistemul din cauza oamenilor care îl operează. Nu ni se potrivește. Dom'le, sunt lucruri care se pot. Asta nu ni se pot. Deci noi când a fost gândită România, când a gândit Dumnezeu sunt România, acum 3000 de ani când a făcut Dacia Mare, a zis, bă, nu, ăștia nu cu VAR, deci fără VAR. Respectarea adevărului, într-adevăr, nu ni se potrivește. Sunt de acord cu tine aici. Domnul Mironică, e vorba de un rar moment în Badaba, nu, când sunt de acord cu tine. Nu știu să se uite la ecranele alea, îi vezi măcelăriți de ecranele alea. Eu sunt convins că ei ascultă comentariul comentatorilor și în funcție de asta își fac o idee. Că vezi că pe măsură ce se aventurează comentatorul în a invoca offside cu tare, începe și arbitru. Ia stați un pic, parcă îl vezi pe arbitru. Uite, apropo de decizii care au fost întoarse de camera, de camera VAR, da? Da. Din camera VAR față de... Am zis cu bancul. Care e diferența de cei roșu care i s-a dat lui Darius Olaru până la urmă. Ca să o avantajeze de pe Dinamo, bineînțeles. Nu, am depășit acea fază. Dar de ce? Uite. Nu, aș vrea să discutăm și această chestiune, pentru că mi se pare deja... Eu n-am mai pomenit așa ceva. Odată în istoria fotbalului românesc n-am mai pomenit așa ceva și n-am mai pomenit așa ceva în fotbalul european, de orice fel, mare, mic și mijlociu.
Golghetul campionatului să fie golghetă și la cartonașe roșii. Eu n-am mai pomenit așa ceva. Adică e ceva cu Dariu Solaru aici în neregulă. Așa el determinat, e un jucător determinat. Dacă tu practic poți să evaluezi determinarea unei echipe sau dedicarea unei echipe pe numărul de fauluri. El era determinant. Acum devine prea determinat. A determinat și s-ar putea să fie determinant și într-un sens negativ pentru FCSB. Pentru că iată, într-un moment atât de important al sezonului, ratează două partide în urma ultimei eliminări. Aici trebuie să și nu este primul cartonaș roșu. Ei lui, luat deci, așa fără sens. Dom'le, dacă așa e, asta e aptitudinea lui, determinarea. Deci tu practic ei, sigur că unor îi funcționează și în defavoarea lui, dar 90% din meci în favoarea lui. Și sigur există momente de genul ăsta când până și antrenorul lui Gigi Becali și-a dat seama că e ceva neregulă cu el și are programat o ședință cu Dariu Solaru. Gigi Becali a zis asta? Păi nu, Gigi Becali își dă seama tot timpul de tot felul de lucruri, după aia rectifică, adică nu poți să te bazezi pe ce zice omul. Într-una rectifică decizii. Dom'le, ideea următoare, dacă iei determinare, ca și cum i-a luat era să zic lui Octavian Popescu viteza, dar n-are viteza. Lui Coman mușchi. Poți să zici că domnule, e prea musculos, așa, abia se... Din potrivă, deci astea sunt aptitudinile lui, astea sunt argumentele lui. E ca și cum i-a luat lui Octavi Popescu numele George, pe care l-a primit acum după botez. Da, că a fost denumit, era renumit, acum e denumit. Domnul Ionică și doamna Junior, vreau să mai aduc aminte că a fost un moment cu fundașul stânga la Rapidului, al cărui nume încep să-l uit, ușor. Borza. Domnul Borza, nu Borza, nu te duci la petrecere, nu, vin încoace la fotbal. Cum îl cheamă? Care a jucat în meciul acela celebru din Giulești, când s-a dus și la nenorocit pe Florinel Coman, Sanie, sau Jop, așa s-a dus. Cum îl cheamă? Agresiv, așa, stânga, fundaș stânga. Stânga. Ah, dacă puteți mă ajute. Junior Moraes, Brown. Două, vină mai încoace în timpurile noastre. Stai, domne, un pic, ăsta de cum îl cheamă, mă? Ia uite, firea la dracu, dar treabă. În fine, deci în fine. Un fundaș stânga de la... Fundașul stânga. Ah, știu, nu, când mai fi dreapta, e Onea. Onea, domnule, așa, fundaș dreapta. Ce-mi e stânga, ce-mi e dreapta, ziua de astăzi vedem și în politică. Pe stânga. Așa. Și atunci, dar faza parcă a fost pe stânga, de-aia mi-a rămas. Și atunci nu s-a discutat despre faptul că ar fi trebuit să ia roșu. Sau s-a discutat, dar s-a discutat că, domnule, stai un pic, că așa a fost traiectoria lui, nu știu ce cu tare. Și Olaru a înțeles că așa e fotbalul. El a înțeles din faza aia care i s-a întâmplat compatriotului său, Florinel Coman, bă, așa e fotbalul. Deci cu noi Sani e peste jucători. Și dacă la Onea, parcă nici n-a fost fault atunci. Eu cred că acest comportament nesăbuit al lui Dariu Solaru, care ia cartonașe roșii prin intrări care nu se impun, ok, te poți sacrifica pentru un roșu într-o situație în această limită, dar care era importanța fazelor în care el ia acum roșu? Apoi ne aducem aminte că pentru discuții în acestea fără niciun sens cu arbitri, iară s-a lăsat cu cartonașe roșii. I-a exasperat și pe Mihai Stoica și pe Gigi Becali la FCSB. Deși Mihai Stoica este cel mai mare fan al lui Dariu Solaru, a ajuns și el să spună că simte că nu este respectat de Olaru pentru că i-a repetat niște lucruri și Olaru nu le-a... Așa e formatul lui, genul programului. N-ai ce să faci, domnule, asta e genul programului. N-ai cum să-l faci să fie... Genul programului divertisment a fost neașteptat pentru cei de la Rapid, pentru Albu și pentru Borza, după un program horror, înfrângerea de la Iași, a venit genul programului divertisment. Iar Rapid a zis 10.000 de euro amendă sau 12.500 de euro amendă după sursele ProSport și de asemenea ieșire din afara lotului, expulzare din lotul Rapidului. Ea avea semnat cu clubul Rapid, nu știu cum se numește clubul din Iași. Domnule, nu poți să joci la alt club când tu ești la Rapid, tu ai clubul cum Rapid. Ar fi și pe clubul ăla să-l cheme tot Poli, tot Poli, știi? Dar știi ce-i mișto? Cum a gândit-o Poli, a polișat-o, ăsta cum îl cheamă, Albu? Domnule, a gândit-o el așa, asta, da, ok. Deci, în primul rând te duci acolo, te aștepți că te... Probabil că el cumva și-a diminuat din celebritate. S-a gândit, bă, cine dacă mă recunoaște pe mine pe aici până aia? Adică s-a gândit că nu-l cunoaște lumea. El a avut un moment de modestie, s-a dus într-o modestie la club acolo. Nu mă cunoaște lumea, și... dar când s-a întâmplat asta și s-a gândit, și cum o dau acum? Poate că a vorbit și cu Borza, l-a sunat, ăsta e mai tânăr. Bă, tu știi, șmecherii, cum îi îmbrobodim pe jurnaliști, ce dracu zicem? Păi zicem că am fost mai de mult. Doar că era la Iași, Iași ne tot ducem, nu? Când e... da. Toată lumea merge în clubul ăla de Iași. Chestia e că nu mi se pare foarte ok această decizie a celor de la Rapid, pentru că dincolo de suma uriașă care le-a fost luată jucătorilor pentru așa ceva,
E vorba totuși de această problemă foarte mare pe care am văzut-o și la FCSB, odată cu accidentarea fundașului dreapta. Nu mai au lot, nu mai au echipă. Că nu ai pentru acea regulă U21 da, un jucător care să diminueze pierderile. Pentru că, până la urmă, mi se pare că jucătorul care este trimis pe această poziție la multe dintre echipe, acesta este rolul lui. Să fie cât mai puțin slab. Știi? Adică ca prietenul care era bun la matematică și promisesei că îl bage în echipa clasei la fotbal și îl dădeai tot așa într-o poziție de apărător lateral, ceva care să provoace cât mai puține daune pentru echipa ta. Așa este judecată povestea și cu Borza la Rapid și cu fundașul dreapta Pantea la FCSB. Dar l-a dat afară pe Albu? L-a dat afară? Pe Albu l-a dat afară și mai nu-i vor mai prelungi echipă? Contractul, foarte probabil. Dar te întreb, a dansat mai mult decât Borza sau care a fost, nu știu, cum s-a judecat? Nu, că nu, bănuiesc nu, că păgâterii sportive au gândit. Spunea, era pe vremuri un conducător la UTA care a fost și arbitru, Ologeanu, care zicea, ei au plecat, dar nu sunt plecați. Avea el o situație acolo. Așa și Albu. Da. El este dat afară, dar nu e dat afară. Pentru că nu îi se va mai prelungi contractul. La momentan nu este dat dar afară. Dar lui Borza îi se continuă. Are normal, la 800.000 de euro poți să te duci, închide mochi. 18 ani, dar totuși, tânăr, de perspectivă. E vorba de faptul că Rapid nu are soluții pentru această regulă. Multă lume s-a uitat și a înțeles. Deci a fost, așa cum prezis, pare superficial. Nu, domnule, s-a uitat. Asta lui Borza nici nu prea i-a plăcut. Adică se vedea pe fața, nu se simțea bine acolo, cu tare. Ăsta a pus și suflet în club acolo. Deci asta a deranjat. Îl vedeai pe Albu, ce da, acolo ca nebun. Nu, domnule, ăsta Borza ai văzut stătea sceptic, nu știu. Am ajuns aici, părea că era pe picior de plecare tot timpul. Deci aveai senzația că e pe picior de plecare dintr-un moment în altul. Deci, practic, tu invoci faptul că n-ar avea lot Rapidul. Mi se pare nu că are pentru Borza, nu are o alternativă adevărată. Și atunci... Tot l-aș băga pe Onea ăla în stânga acolo. Aș ține pe Onea în stânga acolo. Da. Așa mi se pare. Mie că Onea e mai pe stânga. Așa. Da. Deja se ascută săbiile pentru meciul acesta din final de sezon regulat între Rapid și FCSB. Și Rapid a venit cu această propunere cum că să fie gazdă pe arena națională la meciul cu FCSB și să le dea și o peluză celor de la FCSB pentru această deplasare a FCSB-ului din finalul sezonului regulat, dar apoi în play-off și rapidii și să primească o peluză întreagă la meciul pe care urmează să găzduiască FCSB pe arena națională. Ne-am săturat de reciprocități. Odată că ne-am săturat de reciprocități. Deci asta era o reciprocitate bună, dar vine FCSB și zice, păi nu, ăsta din sezonul regulat este un meci de 1,5 puncte, iar ăla e un meci de 3 puncte. Nu e prea reciprocitate. Nu prea e reciprocitate aici. Nu, este ideea e că prea mare avantajul pentru Rapid. Trebuie să raportezi și suporterii la puncte. Deci, practic, 1,5, te gândești 3. Mi se pare o decizie ok pe care a luat-o FCSB. Pentru că e diferența aceasta de nivel, să zicem, între meciul din sezonul regulat și meciul din play-off. Mi se pare o nefericire, că pare că ți-e frică de suporterii Rapidului. A trebuit să zici, bă, nu mă interesează să vin oricum, nici nu-i auzim când cânt. Adică trebuia să-i diminuezi ca important. E vorba de o bătălie atât de echilibrată, cum se anunță cea dintre FCSB și Rapid, efectiv pe teren, trebuie să-ți iei, să fie de la toate detaliile. Ai noștri o să-i acopere. Adică pare că, într-un fel, te-ai asumat o spaimă ca fiind, dom'le, nu ne-e frică de suporteri și să vină, dar să vină mai puțin, că noi ne înfricoșăm imediat când vin în suporteri. Oh, deci nu mi s-a părut o idee bună că te-ai arătat slab. Băi, trebuie să folosești ca în armată, ca cum e nebunia asta în lume. Deterrence, descurajare. Da, domne, să vină de 3 ori mai mulți că sunt. Adică cumva trebuie să ai o stare de asta de stabilitate. Chiar așa, că suporterii chiar au importanța lor. Mi-aduc aminte, de exemplu, când a jucat Barcelona pe teren propriu cu Eintracht Frankfurt. A venit Eintracht Frankfurt, o echipă mult mai mică, sportiv vorbind, dar cu niște suporteri fantastici. Da. Au cumpărat biletele, au fost majoritar pe Camp Nou, pe terenul Barcelonei și lucrul acesta cred că a contat foarte mult în acea performanță istorică a lui Eintracht de a elimina pe Barcelona. Trebuie să fii atent la toate detaliile acestea legate inclusiv de suporteri. Uite, acum suporterii sunt al 12-lea jucător sau depinde, mai sunt și arbitrii care unor sunt al 13-lea jucător, dar vezi că la Steaua, la FCSB, cum îi se spune, am văzut cum e renumită, mi se pare spectaculos felul în care vezi că ai nevoie și de al 14-lea jucător, pentru că tot elimină de nii de pe teren și trebuie cumva să mai compensezi, ba cu suporteri, ba cu arbitrii, ba cu ceva. Comentatorii sunt împotriva echipei, deci e ceva fabulos asta cu comentariu. Măi Mihai, trebuie să remarcăm și asta. Deci nu există gol pe care să-l dea echipa asta și comentatorul să nu aloce 90% din timp
explicând greșeala făcută care a dus la acest gol, dând senzația cumva de nou în combat la echipa cealaltă. Bă, nu știu, că și fundașul ăla prea stătea așa cu marca. Deci nu a driblat Coman, nu a șutat Coman extraordinar. Apropo de ideea, avea un marcaj lejer. Apropo de ideea aceasta pe care ai sugerat mai devreme, cu faptul că sunt mai moi unele echipe, mai moi unii adversari, te invit să urmărim în continuare ceea ce se întâmplă în primul rând cu Dinamo în acest final de sezon. Înmuirea. Te-am întors la începutul discuției noastre. Gol anulat lui Polia și gol anulat lui Hermannstadt. Toate lucrurile o ajută pe Dinamo să fie mult mai bine în clasament decât înainte acestei etape. Dă voie să am o concluzie la asta. Nu știu, are ghinion. Când e vorba de atât de multe coincidențe, da, trebuie să încep să spui un semn. Are ghinion că e ajutat de arbitri. Deci dintr-un ghinion Dinamo e tot într-o conjunctură de asta care pare favorizată de arbitri. Dar ca un ghinion. Bine, noi vom urmări această situație în continuare aici la Badabanu. Vă așteptăm și sâmbătă dimineață de la 10 pentru următoarea ediție din Badabanu. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Și forța Dinamo.